Terpezan, încă deținătorul recordului de cel mai bun timp la 200 de metri în sală pentru tineri. Bine ai venit, Alex! Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici. Haideți să ne îndreptăm însă atenția către proba de 60 de metri feminin, unde le avem pe Stroie, Pârneci, Dinu, Baboi, Roșianu, Banaga, Pivniceru și Olaru. Start reușit în această primă serie, pleacă foarte bine Roșianu, însă și Marina Baboi pe culoarul 4. Da, e victoria categorică a Marinei Baboi. Un timp excepțional pentru Marina Baboi, un record personal, 7:34. Da, urmează să avem confirmarea timpului. E singura atletă din România care în ultimii 3 ani de zile coboară sub 7:50, era până acum. Da, e bine, dacă se confirmă 7:33, timp obținut de Marina Baboi. Un rezultat excepțional, timp care îi confirmă valoarea și totodată îndeplinește baremul de participare la campionatul european de la Torun, din Polonia, de luna următoare, din martie. Da, până la Torun, așa cum spuneam, vor mai fi campionatele balcanice de tineret în Bulgaria. Serapi București, culoarul 2, Ana Maria Nesteriuc, CSA Steaua București, culoarul 3, Iulia Nicolae. Acolo principala favorită, nu numai, Alex, din perspectiva rezultatelor de până acum, dar mai cu seamă dezarmantă prin felul în care a evoluat astăzi. La un moment dat, senzația și lejeritatea cu care a câștigat, dându-ne impresia că poate obține și mai mult. Într-adevăr, chiar și așa și-a realizat cea mai bună performanță a carierei. În dreapta ei o vedem pe Ana Maria, secunde 33 de sutim. Rezultat ce îi confirmă o poziție la europenele de sală din Polonia de luna următoare. Marina a reprezentat România și la europenele de la Glasgow, tot de sală, din 2019, unde a reușit o performanță frumoasă, dacă mi-aduc bine aminte, 7. Este pe culoarul 2. Da, s-a pierdut cu firea și a plecat. Aș spune că a ales conștient de această decizie. Mi se pare un start furat intenționat. Dar care să fie argumentul? Argumentul totodată, primeai cartonașul galben, acum îl iei direct pe cel roșu. Așadar, încă o dată spuneam, nu doar numele câștigătoare important, ci și timpul în care reușește să aleargă. Foarte bine. Pleacă foarte bine Marina Baboi. Să vedem rezultatul. 7:30. Dar mult, 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 la o asemenea distanță de 60 de metri, ecartul pe care Baboi reușește să-l obțină e unul incredibil. Adică e mai mult de un metru între ea și adversară. În general, la o asemenea probă de viteză, să vedem dacă se confirmă, 7:30 este cel mai bun rezultat al sezonului obținut de... Da, da, da. Foarte aproape însă și de recordul național, dacă nu mă înșel. Recordul național, 7:28. De sutim la tineret. Marina Baboi încă face parte din această categorie de tineret. Dacă 7:36 avea până acum cel mai bun timp. 7:29 la o sutime de recordul național Marina Baboi la tineret. 7:22 este recordul la senioare. Foarte aproape și de acesta. Încă mai are pe locul al doilea Mihalache Maria cu 7:52. Iar pe 3, Roșianu Ana Maria, 7:53 de sutim. Și a îmbunătățit consistent cu 7 secunde cea mai bună performanță. Sutim. Sutim.